Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Duminică la Oneș concertează Quartetul Passione. Primarul Silviu Tinei de partea tinerilor. Atenție, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Duminică 8 august de la ora 19:30 suntem invitați la concertul susținut de Quartetul Passione, iar de la ora 21 la filmul românesc Restul e tăcere din cadrul caravanei filmului românesc. Evenimentele se vor desfășura în parcul municipal lângă Roată, respectând toate normele sanitare în vigoare. În cazul în care timpul va fi nefavorabil, concertul și proiecția de film se vor desfășura în spațiile Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, urmând ca orele de începere să fie anunțate în timp util. Concertul face parte din proiectul Recitalurile Verii 2021, organizat de Primăria Municipiului Oneș prin Biblioteca Municipală Radu Rosetti, din cadrul Direcției Cultură și Tineret. Quartetul Passione s-a înființat în anul 2006 și este format din 4 absolvente ale Universității de Muzică din București, în prezent fiind cadre didactice în instituții de specialitate muzicală. Este vorba de Diana Andreea Crăciunescu, vioara I, Alexandra Nicolae, vioara II, Mădălina Mihalache, violă, și Violeta Țuță Popescu, violoncel. De la data înființării, Quartetul Passione a susținut concerte și recitaluri în România, Italia, Grecia, Japonia, Qatar, Cipru, Germania, Turcia și Franța. Activitatea Quartetului Passione se bazează în mare parte pe abordarea marilor compozitori și a fost îmbogățit cu aranjamente ale unor piețe ce fac parte din alte stiluri muzicale. Este vorba de muzică de film, cafe-concert, tangouri, muzica ambientală, ragtime, muzică tradițională românească. Fiind un veritabil susținător al tradițiilor și obiceiurilor locale, primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, speră să transmită suflul atașamentului și respectul față de tradiții și tinerei generații. Prin intermediul unui proiect pe fonduri europene, prin care au fost realizate costume populare cu motive specifice Văii Trotușului, primarul Silviu Tinei are planuri mari cu tinerii comunei. Detalii în minutele următoare. Domnule primar, faptul că iubiți tradiția se dovedește prin acest proiect de achiziție și dotare, nu, pentru sprijinirea conservării și valorificării tradițiilor locale din comuna Gura Văii, un proiect ambițios, un proiect frumos, așa se cheamă de fapt tot proiectul, nu? Da. Un proiect care face sau îi aduce pe tineri mai aproape de tradiții și de portul tradițional. Ce veți face cu aceste costume și un pic să ne povestiți despre proiect? Sigur. Proiectul aparține fostei administrații, a fost început de ei, deci nu pot să mi-l asum eu în integralitate. Eu am dus la bun sfârșit proiectul, destul de greuț, pentru că e un proiect cu multe semne de întrebare, multe discuții. Când vorbim de port, aici apar diverse discuții. Am găsit un executant după foarte multe căutări. E vorba de ansamblul Busuiocu, care este subordonat Consiliului Județean Bacău, o entitate care mai cultivă tradiții și obicei, organizează tot felul de activități în acest sens. Și după o colaborare frumoasă am reușit să scoatem niște costume specifice comunei Gura Văii și specifice Văii Trotușului. Diferența de la o localitate de astăzi este foarte fină. Iar consultanții noștri și proiectanții au avut mult de muncă în sensul ăsta. Pentru că atunci când au venit și de la firmă în control, ei erau foarte bine documentați și vreau să văd dacă grâul respectă, dacă naframele respectă tivul, cusătura și colțurile la naframe. Vă spun că am trecut controlul cu brio. Avem 14 costume tradiționale, 7 pentru fete, 7 pentru băieți. În trecut, acum vreo 3 ani de zile, comuna avea un ansamblu. S-a pierdut între timp acest ansamblu. Intenționez fără discuție să reiau, să repun pe rol această idee, pentru că nu vreau să se piardă sub nicio formă tradiție și obiceiurile comunei Gura Văii. Noi suntem
destul de cunoscuți pentru tradiția căișorilor, dacă i-ați văzut la diverse manifestări. La de tradiții, da, de obicei, da, la ultima zi din an. Căișorii de la Bravăi, să știți că sunt cunoscuți și intenționăm să continuăm în limita bugetului pe care îl avem pentru a nu pierde asemenea lucruri. E foarte important cât a fost acest proiect pentru că și care a fost coparticiparea Consiliului Local Comuna Muravăi. Proiectul nu a fost un grand minus din punct de vedere al sumelor. Vorbim până la urmă de niște echipamente vestimentare. Noi am plătit 21.500 de lei, bani care se vor returna pentru că sunt bani europeni și parte de cofinanțare la proiect până în 2000 de lei. Am înțeles. Cum reacționează tinerii? Pentru că, așa cum ziceam, ei sunt generația de mâine și ei vor prelua, să zicem, tradițiile, vor duce mai departe tot ceea ce înseamnă tradiție, costum și obiceiuri din Comuna Guravăi. Cum au reacționat la vederea acestor costume? Tocmai pentru asta, atunci când i-am premiat, i-am adus aici sus să treacă pe lângă costume. Să știți că sunt mulți tineri. Sunt receptivi? Da, sunt receptivi și sunt convins că vom reuși să încropim o activitate frumoasă care să valorifice atât costumele respective și să ne pună în evidență obiceiul locului cu noua generație. Așa mai cu smartphone-ul, dar sunt convins că prin și lucrurile astea vechi. Ok, tradițiile nu se pierd. Nu se pierd niciodată. Din 2016, în funcție de bugetul disponibil, primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma, a propus legislativului local premierea șefilor de promoție în baza informațiilor comunicate de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Iată că și anul acesta, primarul Constantin Toma, în bună tradiție, menține acest proiect. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor, șef de promoție, Universitatea de Învățământ, preuniversitar, graza orașului de Mănești, anul școlar 2020-2021. Am să fac câteva precizări și aici și aș începe prin a reaminti că începând din 2016, în fiecare an, șefii de promoție au fost recompensați de Consiliul Local în lei cu o sumă în funcție de disponibilitățile pe care le-am avut în anii respectivi. În fiecare an facem adresă către directorii școlilor din Dărmănești să ni se comunice care sunt șefii de promoție. Este vorba de o recompensă în bani, așa cum am spus, și în acest an, în urma răspunsurilor transmise de către directorii de școli, avem nominalizați 3 elevi, 2 de la Liceul Tehnologic, respectiv șeful de promoție de la clasa 12-a, șeful de promoție de la clasa 8-a și un elev de la școala gimnazială numărul 2, șeful de promoție de la clasa 8-a. Suma pe care o propunem pentru recompensă este 1000 de lei pentru fiecare elev și sigur, spuneam noi în anii anteriori că ne propunem prin acest mod de recompensă să premiem valorii. Afară de alte măsuri pe care noi le-am luat și aș aminti aici burse pe care le alocăm încă din 2016, atât burse sociale, burse de merit, venim și cu acest mod de recompensă a valorilor din școala de Mâneșteană. Dacă aveți întrebări, vă rog. O întrebare. Pentru școala locul la Boș nu există niciun șef de promoție? Noi am transmis adresele către toți directorii de școli, așa cum am spus. Din discuțiile avute cu directorii, se pare că acei elevi care au terminat primii nu îndeplinesc condițiile, adică au o notă mult prea mică. Deci ei sunt primii, dar au o notă mult prea mică comparativ cu criteriile de atribuire. Deci sunt și acolo absolvenți, avem și la școala 3 absolvenți, dar nu se ridică la nivelul de a fi recompensați ca șef de promoție. Okay. Mulțumesc, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, sunt, supunem la vot, punctul 6, proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor de raza orașului de Dărmănești. De septembrie. Împotrivă? Abținere. Abținere. Abținere.
vă abțineți dumneavoastră, da? Deci 16 locuri pentru și o abținere. Aflat la cea de-a 10-a ediție, festivalul Vis de Zdeav de la Moinești a reușit să se impună pe harta evenimentelor muzicale din județul Bacău. Mai multe despre eveniment aflăm în minutele următoare. Am păstrat restricțiile pe care ni le-au impus autoritățile și vă mulțumesc că ați fost atât de înțelegători. Aplauze pentru voi toți cei prezenți aici. Aplauze multe pentru că le meritați. Și... scuze pentru incidentul de aseară, n-a fost din vina noastră și mă bucur că astăzi am putut relua. Aceste mulțumiri trebuie să le aduc tot autorităților locale pentru că s-au ocupat să putem fi prezenți astăzi din nou aici. Așa că bine ați venit la Festivalul Național de Muzică Ușoară Vis de Stea, ediția 10-a 2021, Moinești, România! Pentru cei cu care încă nu am făcut cunoștință, sunt Irina Pashalov, organizatoarea acestui minunat festival. Înainte de a începe gala de premiere, țin să mulțumesc autorităților locale UAT Moinești, întregii echipe a primăriei ce au lucrat neobosiți pentru acest eveniment. Mulțumim în special domnului primar Valentin Vieru pentru sprijinul acordat și pentru deschiderea către evenimentele culturale moineștene. Aplauze pentru domnul primar și UAT Moinești! Felicitări tuturor concurenților ce au evoluat pe scenă ieri, doamnelor și domnilor profesori pentru pregătirea excepțională cu care s-au prezentat în cadrul acestui festival. Aplauze! Și tot în aplauzele dumneavoastră vom prezenta juriul ediției cu numărul 10 al festivalului Vis de Stea, Moinești, România. Președintele juriului ale celor 10 ediții ale festivalului Vis de Stea, unul din cei mai talentați compozitori ai României și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, domnul Mihai Alexandru. Juriul nostru este acolo în foișor pentru că din cauza soarelui foarte puternic am considerat că trebuie să-i protejăm. Artist internațional ce a reprezentat România cu succes la Eurovision, cu una din cele mai frumoase melodii, Pe o margine de lume, compusă de domnul maestru Andrei Tudor, dar și nenumărate colaborări cu artiști precum Cabron, Don Baxter, Puia sau Biugi Mafia, având peste 35 de milioane de vizualizări la piesa Cine e cu noi? Nimeni alta decât una din cele mai frumoase voci ale României, Nico! O altă doamnă a muzicii pop românești, pe care o iubim foarte mult, și de asemenea artist de talie internațională, ce în 2001 a reprezentat România cu succes în Bulgaria la festivalul Discovery, fiind declarată cea mai bună voce internațională, iar în 2005 reprezentând România alături de trupa System cu binecunoscuta melodie Let Me Try, nimeni alta decât îndrăgita noastră interpretă Luminița Angel! O altă voce de excepție și un mare artist în genul pe care reprezintă, în genul vocilor rock din România, el a devenit cunoscut ca și artist în show-ul de televiziune X-Factor România în anul 2012, unde a și câștigat concurs ce a adus și marele premiu urmând participarea la Eurovision cu piesa Save Us, doamnelor și domnilor, Tudor Turcu! Compozitor, dirijor și vicepreședinte ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a scris unele din cele mai iubite șlagăre ca Dă Domne Cântec, Cine Oare, Niciodată și Dacă Viața Mea, interpretată excepțional de inegalabila noastră jurată Nico. Aplauze pentru Nico, dar și una dintre cele mai cântate melodii în festivalurile de muzică din România, Pedepsește-mă, dar nu pleca, doamnelor și domnilor, Viorel Gavrilă. Muzician, realizator de emisiuni la Radio România Regional, producător, coordonator de proiecte și programe de divertisment, nimeni altul decât domnul Bogdan Dragomir. Uh,
Și ultimul nostru jurat, dar nu cel din urmă, a scris cele mai frumoase cântece pentru copii, melodii ce au câștigat premii importante la cel mai îndrăgit festival pentru copii, Mamaia Copiilor. Un compozitor ce s-a remarcat pe scena muzicii pentru copii din România, a scris cele mai iubite cântece ca Sunt Chic, Scuficea Modernă, Fata Mamei, devenind astfel cel mai iubit compozitor al micilor artiști români, doamnelor și domnilor, Marcel Iorga! Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, dragi concurenți, dorim să invităm alături de noi trofeul 2019 pentru a vă cânta și încânta. Ea se numește Ina Rus și vine din Oradea. Bine ai revenit, Ina! Bună ziua și bine v-am găsit! Cred că suntem printre singurele festivaluri care își aduc aminte de trofeiștii lor. Și noi suntem foarte mândri, de aceea am ținut să fii aici, alături de doamna ta profesoară Valeria Mișcuția și de colegii tăi. Ce s-a schimbat de atunci și până acum în viața ta? Știu că ai câteva noutăți. Da, am concurat anul acesta la Mamaia Copiilor, la creație cu piesa domnului compozitor Mihai Alexandru, piesa pe care voi interpreta și acum, sper să vă placă. Și cam asta. Cum se numește piesa? Poate o găsim pe YouTube. Clipe de vis. În ultima vreme există o avalanșă de zboruri anulate pe ultima sută de metri de companiile aeriene, dar pasagerii pot solicita compensații de până la 600 de euro în funcție de distanța zborului, conform specialiștilor flightclaim.ro. Pe fondul pandemiei și imposibilității de a opera zborurile programate, companiile aeriene s-au văzut nevoite să facă restructurări, să scadă salarii, să ajusteze nivelul serviciilor oferite, ori chiar să vândă o parte din aeronavele deținute pentru a face rost de capital. Odată cu relaxarea restricțiilor, redeschiderea granițelor și dorința tot mai mare a oamenilor de a relua călătoriile, companiile aeriene par depășite de situații și adesea nu mai pot onora zborurile vândute. Înainte de pandemie, circa 180.000 de români erau afectați anual de anularea sau întârzierea zborurilor. În fiecare zi, 5-6 zboruri care aterizau sau decolau din România aveau întârzieri de peste 3 ore sau erau anulate, iar în ultimele zile, peste 20 de zboruri au fost anulate sau au avut întârzieri de peste 3 ore spre nemulțumirea pasagerilor. De cele mai multe ori, pasagerii pleacă în vacanță cu una, două zile mai târziu decât au planificat. Conform regulamentului european și acest timp de modificare se consideră tot o anulare. Atunci când se justifică anularea sau reprogramarea unui zbor, companiile aeriene reclamă motive operaționale care fie țin de lipsă de personal, fie ascund de fapt un număr insuficient de rezervări pentru zborul respectiv. Descurajați de birocrație sau de proceduri dificile, ori pur și simplu că nu sunt la curent cu drepturile pe care le au, doar 10% dintre pasagerii români aflați în situația unui zbor cu probleme, fie el anulat, amânat sau supra-rezervat, ajung să-și ceară drepturile de la companiile aeriene cu sume deloc neglijabile, între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului. Accident în zona Perchiu a ieșit în decor. Un eveniment rutier s-a produs joi 5 august în jurul orei 16 în zona Perchiu de lângă Onești. O mașină condusă de un tânăr de 30 de ani, angajat al SC Util Conseca Târgu Ocna, a ieșit pur și simplu în decor. Acesta era singur în mașină, a fost transportat de urgență la spitalul din Onești pentru mai multe investigații. Detalii aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, inspector principal de poliție, Cătălina Păduraru. Astăzi, în jurul orei 15.30, pe DN12A, în afara localității Onești, un conducător auto de 31 de ani din Târgu Ocna, în timp ce conducea un autoturism cu direcția de mers Onești către Târgu Ocna, a pierdut controlul asupra direcției de mers la ieșirea din curbă, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe un teren virant din dreptul sensului său de mers. Din impact a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Nu se afla sub influența alcoolului. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Inspector principal Păduraru Cătălina, purtător de cuvânt IPJ Bacău.
Atenție, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vineri 6 august, Autoritatea Națională de Meteorologie a emis o prognoză valabilă pentru următoarele 4 săptămâni. Așadar, săptămâna 9-16 august, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în cea mai mare parte a țării, dar cu abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-vest. Regimul pluviometric va fi deficitar în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. În săptămâna 16-23 august, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă accentuată în regiunile sud-vest. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în jumătatea estică a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. În săptămâna 23-30 august, temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în regiunile nord și est, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi în general excedentar, mai ales în regiunile nord-est și zona Carpaților Oriental. Excepție vor face regiunile nord-vest și extremitatea de sud a țării, unde cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normal pentru acest interval. În săptămâna 30 august, 6 septembrie, mediile valorilor termice vor fi în general în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile est și nord-est. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Sâmbătă, 7 august, vremea va fi deosebit de caldă, maxima zilei trece de 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Duminică, 8 august, vremea continuă să fie deosebit de caldă, maxima zilei trece de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pe pagina de Facebook Acum TV Kids.